Bună dimineața! Astăzi în capitală ne așteaptă o zi cu vreme instabilă, dar cu valori termice cu mult peste normalul perioadei. Astfel, maxima zilei va atinge undeva la 25 de grade. Mâine, cerul va fi variabil cu norări temporare, ce vor aduce și ploi. La prânz vom avea undeva la 22 de grade. Duminică vom scăpa de ploi, dar maxima zilei nu va depăși 14 grade. Dacă v-ați planificat o escapadă la munte, vă spun că vremea nu va fi tocmai potrivită, vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări pe creste. Vor fi și precipitații predominant sub formă de ploaie, ceea ce va duce la topirea stratului de zăpadă. Astăzi, temperaturile vor urca până la 15 grade în predeal, 13 la Sinaia, 11 la Păltiniș și 7 grade la Ceahlău. Cam atât despre vreme momentan, Dani.